O nouă performanță a canotajului orșovean. România s-a clasat pe locul întâi la campionatele europene din Italia. În toate embarcațiunile medaliate s-au aflat sportivi de la Orșova și Severin. Lotul de juniori al Federației Române de Canotaj a obținut 3 medalii de aur, o medalie de argint și o medalie de bronz în finalele A ale campionatelor europene de juniori de la Varese. România a participat cu 11 echipaje, însumând 43 de sportivi și s-a clasat pe locul întâi pe națiuni după numărul de medalii de aur câștigate. Tocmai ne-am întors de la campionatul european. Campionatul european care delegația României l-a câștigat s-a clasat pe locul întâi pe națiuni, în urma 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz. La toate cele 5 medalii au participat sportivi care s-au antrenat la Orșova și avem în spate câțiva sportivi care sunt campioni europeni, vicecampion european și medaliat cu bronz la europene. Cel mai titrat și cel mai valoros sportiv al nostru a ieșit de această dată vicecampion european, a avut și o mică problemă cu colegul de barcă pentru că colegul lui s-a îmbolnăvit chiar înainte de această competiție și la finale a tras într-o formă mai scăzută, pot să spun la un potențial scăzut datorită răcelii. De ce îl menționez? Că el e campion mondial în titră în aceeași probă și cumva ne așteptăm și anul acesta să reitereze aceeași performanță de anul trecut. Tinerii campioni sunt o mândrie pentru țara noastră. Aceștia au reprezentat România la importante manifestări sportive, aducând în țară numeroase medalii. Au știut să își dozeze întotdeauna energia și fiecare eșec sau dezamăgire i-a făcut să meargă mai departe. Nu au o viață ușoară, dar în amintire le rămân doar lucrurile frumoase și medaliile pe care le obțin cu atât de mult efort și sacrificiu. Mă numesc Pașcăvici Ioana Roxandra, sunt din Gura Hmorului Suceava și am fost medalată cu bronz la campionatele europene de la Varese. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Rezultatul muncii mele. Am tras foarte mult să ajung aici, având de vedere că este primul meu campionat. A fost dificil, nu o să mint, a fost foarte dificil și greu am ajuns să aduc bronzul, dar promit că la mondiale o să mă antrenez mai mult și o să aduc o medalie mai bună. Mă numesc Nuțescu Leontin. Sunt din Suceava, mai exact Dorotea, și sunt medalat cu argint la campionatele europene din Varese. Pot spune că, din păcate, am avut niște probleme. Colegul meu nu a fost în cea mai bună formă a lui, a fost răcit. Și, din păcate, sau poate din fericire, fiindcă acest lucru ne motivează să luăm o medalie cât mai strălucitoare la mondiale. Sperăm chiar la aur. Acum, sub îndrumarea domnului antrenor Cristian Maliș, poate vom ajunge acolo. Numele meu este Vatamaniuc Vlad Andrei Robert. Provin din județul Botoșani, satul Cândești, iar alături de colegul meu Nuțescu Leontin am obținut medalia de argint la campionatul european din Varese. Este o medalie foarte muncită din punctul nostru de vedere. Greșeala a fost puțin a mea pentru că am răcit înainte de concurs, dar nedorind acest fapt, ne-am mobilizat cât de cât ok, spun eu, dar pentru campionatul mondial de la Varese, promitem o medalie mult mai strălucitoare și un loc mai sus pe podium. Mă numesc Dunca Marian Ștefan, sunt din Dragomirești, Maramureș. Am cucerit locul 1 la campionatul european, în proba de 4 rame masculin. Am făcut o cursă foarte frumoasă cu colegii mei. Le și mulțumesc pentru treaba asta, că m-au încurajat, că și lui domnul antrenor îi mulțumesc foarte mult, că m-au susținut în tot ce am făcut. Și sper că la campionatul mondial să țin tot acest loc.
La acest campionat european, România s-a clasat pe locul întâi pe națiuni, întrecând Grecia și Italia. CSS Orșova, precum și CSM Drobeta Turnu Severin, au avut reprezentanți în toate ambarcațiunile medaliate. Primul aur pentru România la campionatul european de canotaj Under 19 a fost câștigat de echipajul de patru rame masculin, compus din Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Nicolae Răzvan Stoian și Marian Ștefan Dunca.